În această seară, la Colegiul Național Mihai Viteazul din București, a avut loc premiera câștigătorilor concursului Primii Cărturari ai Limbii Române. Proiectul, ajuns la a treia ediție, a fost organizat de Instituția de Învățământ în colaborare cu Arhiepiscopia Bucureștilor. 108 elevi din 11 unități de învățământ bucureștene au participat anul acesta la concursul Primii Cărturari ai Limbii Române, desfășurat în cadrul proiectului Ctitor de Cultură Românească. Pentru etapa finală, aceștia au avut de realizat proiecte despre personalitățile culturii românești. Tema proiectului de anul acesta este Primii Cărturari ai Limbii Române. În cadrul proiectului Ctitor de Cultură Românească, ne bucurăm să ajungem la a treia ediție. De la an la an, numărul participanților a crescut, ceea ce ne bucură, arată un interes crescut al elevilor să participe, încercând să descopere cât mai multe lucruri despre personalitățile culturii românești, în funcție de tema propusă. Anul acesta, fiind vorba despre primii cărturari ai limbii române, ei au realizat materiale PowerPoint despre personalități precum Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Călugărul Macarie, Andrei Șaguna. Este a treia ediție pe care o organizăm în calitate de coordonatori. Inițiativa a aparținut colegei mele, profesor Sorina Ciucă, și faptul că am ajuns la a treia ediție cu o participare semnificativă din partea școlilor bucureștene, 19 școli participă în ediția din acest an, cred că este deja o bună dovadă că acest proiect este util. Este util pentru că îndeamnă pe elevi să se îndrepte spre cultură și înțeleg ceva în plus, și anume legătura între biserică și cultură, pentru că biserica a jucat, între altele, și un rol în dezvoltarea culturii. Câștigătorii au fost recompensați cu diplome și premii ce au constat în cărți oferite de sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Arhiepiscopia Bucureștilor, prin sectorul învățământ și activități cu tineretul, este partener în acest proiect al prestigiosului Colegiu Național Mihai Viteazul din capitală. Suntem deja la a treia ediție, anul acesta având ca tematică Primii Cărturari ai Limbii Române. Ca membru al juriului și coorganizator, ca să spun așa, am remarcat faptul că anul acesta s-au înscris mai mulți participanți ca în anii anteriori, deci tema a fost una de actualitate. I-a incitat pe copii să facă cercetări deosebite, asta și pentru că această temă este foarte apropiată unor abordări interdisciplinare, respectiv unor împletiri de împreună lucrări ale profesorilor de religie, limba și literatura română, istorie și alte discipline, în așa fel încât lucrările de anul acesta se dovedesc a fi bune și foarte bune. Prin purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Daniel, sectorul nostru a asigurat premiile participanților, constând în cărți, cărți de folos, cărți de cultură, de spiritualitate, care să fie oferite atât copiilor participanți, echipelor de copii care au lucrat la aceste proiecte, cât și profesorilor care i-au îndrumat atât de frumos. În cadrul festivității de premiere, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, le-a vorbit elevilor despre relația dintre biserică și cultură. Am fost onorat să fiu invitat la festivitatea de premiere a concursului Primii Cărturari ai Limbii Române, un concurs organizat de Colegiul Național Mihai Viteazu în colaborare fertilă de altfel și deja consacrată cu Arhiepiscopia Bucureștilor. Tema intervenției mele din această seară a vizat relația deosebit de rodnică dintre cultură și cult, dintre biserică și cultură, dintre credință și cultură, și cred că asemenea concursuri au deosebita valoare în sine, aceea de a deschide ochii tinerilor de astăzi, ai elevilor, către lucrurile cu adevărat importante din cultura noastră, cultură română care coincide până aproape de zilele noastre cu cultura de sorginte creștină, cu cultura bisericească. Așadar, un prilej
absolut îmbucurător, în care personajele principale sunt tinerii, sunt elevii și datoria noastră a celor care venim dinspre biserică spre ei este aceea de a-i călăuzi și de a le netezi cumva drumul acesta cultural pentru întâlnirea lor cu adevăratele opere importante ale culturii române, ale teologiei române și, bineînțeles, ale culturii europene de sorginte creștină. Pe parcursul desfășurării proiectului, elevii participanți au vizitat Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, unde au avut ocazia să vadă mai multe cărți reprezentative pentru cultura scrisă românească.